marginea unei păduri, un pădurar și copiii săi, Hansel și Gretel. Mama lor murise și tatăl se căsători cu o altă femeie, dar mama vitregă nu iubea pe copii și voia să scape de ei. Bărbate, suntem săraci de nu avem ce mânca. Hai să-i ducem pe copii în pădure și să-i lăsăm acolo. O să facem așa ceva. Îi vor mânca animalele sălbatice și sunt copiii mei și îi iubesc. Dacă îi vor mânca animalele sălbatice, măcar nu vor muri de foame sub ochii noștri. Și poate vom avea și noi o șansă să scăpăm din sărăcia asta. Tatăl nu a fost de acord, dar până la urmă s-a lăsat convins de mama viitoare. A ieșit afară din casă noaptea și și-a umplut buzunarele cu pieticele albe. A doua zi dimineața, când au plecat spre pădure, el a presărat pietricele pe tot drumul. Stați aici, tata face focul și noi mergem să adunăm lemne mai încolo. Copiii au stat lângă foc până seara, dar părinții nu au mai venit. Gretel a început să plângă, dar Hansel a liniștit-o, spunându-i că vor aștepta până lăsa de luna, apoi vor găsi drumul spre casă cu ajutorul pietricelelor. Așa au făcut și au ajuns acasă. Tatăl s-a bucurat, dar mama vitregă a fost foarte supărată. Spunea tatălui să ducă copiii în pădure. Hansel nu a mai putut să aibă pietricele, deoarece ușa era îngheată. Așa că, în drumul spre pădure, a lăsat să treacă firnicul din bucată de pâine înfrinită. După ce s-a întunecat, Gretel a început iar să plângă și Hansel a liniștit-o, spunându-i că vor găsi drumul către casă. Dar păsările au mâncat firmiturile de pâine și copiii s-au rătăcit mai tare în pădure. Au mers toată noaptea și dimineața, au ajuns într-o păieniță, unde era o căsuță făcută numai din fructe dulce, bomboane, acadele și ciocolată. Frumoasă! Vom mânca puțin din ea și ne vom potoli foamea. Da, eu voi mânca puțin din acoperi de fructe dulce. Eu vor rupe puțin din galbenă de ciocolată și voi lua acadea. Ia și tu una. Da, mulțumesc! Era atât de foame. Deodată, ușa căsuței se deschide și din ea iese o zână minunată cu o baghetă magică. Cine este aici? Cine mănâncă din căsuță? Iartă-ne că am mâncat din căsuța ta, dar nu era așa de foame. Cum ați ajuns aici, așa departe de sat? Mama vitregă a vrut să scape de noi. Ne-a dus în pădure și ne-a lăsat acolo. Și n-am mai găsit un cădeleț pentru că tot ce am mâncat în O, dragi de voi, haideți în casă, vă voi da haine noi și curate și puteți mânca cât vreți. Stați și vă odihniți, apoi vă duce acasă la tatăl vostru. Mulțumim, zână frumoasă, ce bună e! Zâna le-a dat haine noi și multă mâncare. Copiii au mâncat până ce s-au săturat și s-au odihnit. Apoi zâna a atins cu bagheta magică un fluture și l-a făcut să crească până ce au încăput toți trei pe spatele lui. Apoi au zburat peste pădure până la casa pădurarului. Pădurarul a fost bucuros să-i vadă pe copiii sănătoși acasă. Copiii mei, ce bine îmi pare că ați venit din nou acasă! Tu, pentru că ai fost la pace și copii, te voi transforma într-o vască. Nu cred! Cum ai făcut? Cine ești? Apoi zâna a atins casa veche sărăcăcioasă și a făcut-o ca nouă. Apoi a dat o pungă de bani de aur pădurarului, spunând...